Întâlnită încă din timpul lui David, unul dintre cei mai mari regi ai Israelului menționați în Vechiul Testament și cunoscută în literatura universală ca instrumentul îngerilor, harpa este, domnilor și domnilor, unul dintre cele mai vechi instrumente muzicale. Se spune că nu există niciun alt instrument a cărui formă să fie mai cunoscută, dar a cărui origine să fie mai neclară, harpa fiind întâlnită sub diferite forme și la distanțe geografice considerabile, atât la indieni, chinezi, japonezi, evrei, perși sau vechii greci. Perfecționată la începutul secolului al XIX-lea de către francezul Sébastien Érard, harpa este prezentă astăzi pe scenele de concert din întreaga lume, atât în postură solistică sau în diferite formule camerale, cât și ca membre a orchestrei simfonice. Iar pentru a marca 125 de ani de la introducerea harpei în România, în capitală va avea loc în luna octombrie o amplă manifestare dedicată acestui eveniment. Stimate maestre, în mai puțin de o lună, Universitatea Națională de Muzică din Capitală va găzdui Festivalul de Harpă București. O adevărată sărbătoare dedicată acestui instrument, un eveniment așteptat de iubitorii harpei, ce a ajuns la ediția cu numărul 3. Mă bucur că am ajuns la ediția 3. Este mult, e puțin, nu prea are importanță. Important e că noi, cei care îl organizăm, sub egida Universității de Muzică și Asociației Harpiștilor din România, dorim să promovăm harpa. Acest instrument în România nu este bine cunoscut. Chiar dacă, iertați-mă, primul concert a avut loc acum? Circa 125 de ani, în 1891-92. Este prima dată menționată prezența harpei într-un concert la București. Noi încercăm să promovăm și mai ales în rândul tinerilor, a elevilor, pentru a-i atrage la harpă. Dorința noastră este ca să aducem cât mai mulți copii la harpă, că din mulți pot să mai selectezi sau după ce ai selectat să formezi și câțiva buni. Dacă nu ai nici măcar o bază de selecție, atunci nu sunt șanse ca să găsești printre acești copii unii cu perspective, cu aptitudini și cu potențial ca să devină profesioniști. Eu cred că a crescut cu fiecare ediție și dacă acum 2 ani, la ultima ediție, noi aveam doar 6 concerte solo, 6 soliști, acum s-a dublat numărul, avem 12, aceștia cântând în recitaluri solo și camerale cu diversi parteneri. Știu că anul acesta vor participa instrumentiști atât din țară cât și din străinătate. De fapt, anul acesta, concertele din cadrul festivalului vor fi deschise de o renumită harpistă din Franța. Da, este deschis festivalul în data de 26 octombrie, seara, la ora 18, la Universitatea Națională de Muzică din București, de Chantal Mathieu. Este o harpistă renumită, o harpistă foarte bună pe care eu am cunoscut-o în 1970. Atunci participam amândoi la concursul de harpă din Israel, care era cel mai important concurs internațional de harpă. Ea a câștigat concursul respectiv, eu ba. Dar nu v-am supărat? M-am supărat, dar pe mine m-am supărat că n-am putut să cânt așa de bine încât să fiu printre laureați. Însă am revenit după niște ani și am avut și eu această șansă. Revenind la Chantal Mathieu, ea a făcut o carieră impresionantă, atât ca profesoară cât și ca solist, cântând cu orchestre renumite, dirijori foarte buni și pe scene de concert celebri, dar cântând de asemenea și ca membru a unor ansambluri instrumentale de foarte bună calitate din Europa. Pe lângă concertele de seară, care sunt recitaluri mai degrabă spus, pentru că sunt recitaluri solo camerale și care sunt cele mai importante, pe parcursul zilei, iată, avem și alte concerte, de exemplu, sâmbătă dimineață, în a doua zi, o să avem la ora 10:30, cum au avut și la ediția precedentă, un recital al Tinerelor Speranțe. Sunt elevi și studenți pe care i-am selectat în urma recomandării profesorilor lor de la diverse școli și facultăți din țară și care vor cânta un recital de fragmente într-un program care se va întinde pe 2 ore. Vrem și în felul ăsta, pe de o parte, să descoperim niște tineri
merituoși și cu perspective de dezvoltare și să-i și încurajăm în felul ăsta aducându-i în fața unui public. Am văzut foarte multe combinații instrumentale, harpă, vioară, harpă, flaut. Violoncel, harpă, flaut, dar și chiar mai multe. De exemplu, Roxana o să cânte și cu un quartet, o să cânte și cu pian, deci sunt diverse combinații. Încă o chestie interesantă, o să avem și un simpozion pe care noi l-am numit acum 2 ani, Harpa Rediviva. De data asta vom avea invitată pe solista concertului de deschidere, Chantal Mathieu, care ne va prezenta o lucrare a domniei sale intitulată Extensia de pedale. Eu știu despre ce este vorba, i-am făcut curios și pe câțiva dintre colegii mei și, pe scurt, ar fi vorba de cum face un copil sau un harpist de statură mică, cum reușește să ajungă la pedale, pe un instrument mai mare. Ei, asta a fost rezolvată chestiunea de către firma franțuzească, care va veni la expoziție, vor aduce și o asemenea harpă montată cu pedale extinse și Chantal Mathieu ne va povesti cum s-a ajuns aici, ne va și demonstra și asta cred că o să ne încurajeze puțin pe care sunt mai mici de statură sau pe copiii care încă nu ajung bine să cânte la instrumentul de concert. Complicat să organizezi un astfel de festival? E complicat pentru cine nu știe să o facă, adică pentru mine și cei câțiva prieteni care mă ajută, pentru că nu avem studii de specialitate, cred că nici nu avem un flair deosebit în a ști cum se organizează, dar ne-am străduit cât am putut noi de mult și edițiile trecute au ieșit bine. Eu cred că va reuși și de data asta. Am observat pe afișul festivalului și o premieră. Veți cânta pe data de 27 octombrie, dacă nu mă înșel, alături de fiicele dumneavoastră. Da, este puțin curios că până acum, la vârsta senectuții pentru mine, n-am reușit să cânt cu ambele mele fiice. A zice chiar mai mult că cu cea mică, Ștefana, care are și ea 42 de ani, dar care e plecată din țară de vreo 20 de ani, a studiat întâi la Royal Academy din Londra și după aceea a cântat în Spania și acum este la Dublin, în Irlanda. Dar n-am reușit și pentru că nu ne-am străduit suficient, cred eu, să cântăm niciodată împreună. Și am zis, ok, haideți măcar acum să încercăm și vom cânta duete, două harpe, harpă și vioară, dar și triouri. L-am rugat pe Mladen Spasinovic să ne facă niște aranjamente. Mladen Spasinovic a făcut transcripția și a făcut transcripția pentru noi, dar a făcut de asemenea și mai multe transcripții pentru ansamblu de harpă. 4 dintre lucrările transcrise, aranjate de el pentru ansamblu de harpe, sunt mult mai complexe decât ce am făcut noi la edițiile precedente, pentru că ansamblul de harpe a cântat și la prima ediție și la a doua. De data aceasta, el fiind profesionist în domeniu, a făcut niște aranjamente pe mai mult de 2 voci, cum aveam noi mai înainte, pentru 5, 6, chiar 7 voci. L-a reușit foarte bine, după cât îmi dau seama în momentul ăsta. Și de aici s-a născut și nevoia ca să avem un dirijor. Și cine putea să fie un dirijor mai potrivit decât însuși Mladen Spasinovic, care a făcut acest aranjament și cunoaște partitura generală. El face parte și dintr-un duet cunoscut? El face parte din duetul ce la arpa împreună cu colega noastră Roxana Moișanu. Amândoi sunt la Opera Națională Română din București și ne ajută amândoi foarte, foarte mult în organizarea și cred că și
în realizarea artistică a festivalului. Știu că primele două ediții ale festivalului au găzduit cursuri de maestrie la care doritori au participat fără a plăti vreo taxă, un fapt lăudabil și care nu se întâmplă prea des, de regulă trebuie să plătești pentru a participa la cursuri de master. Veți proceda la fel și anul acesta? Da, vreau să spun că acest festival a fost în toate edițiile precedente, în cele două și acum și la treia, este un festival care este făcut aproape fără niciun ban. Cum ziceam mai înainte, nu știm să strângem fonduri, n-am reușit să avem cine știe ce sponsorizări și cu excepția solistei care deschide festivalul și este sponsorizată de o firmă din Franța, toți ceilalți cântă pro bono. De asemenea, cursurile, de data asta avem trei profesori care susțin masterclasses, vor fi susținute pro bono. De altfel, tot ce se va întâmpla, toate acțiunile, toate activitățile festivalului sunt pro bono. Dacă la primele două ediții am avut și două expoziții de harpe, acum avem adică două firme diferite. Acum avem două expoziții pentru această ediție, o firmă celebră din Franța și alta din Ungaria. Și eu am ținut foarte mult să avem și expoziții, pentru că aceste expoziții ne aduc un plus de vizibilitate, de atractivitate și de interes din partea noastră a muzicienilor, dar și a publicului larg, poate și a mass media o să stârnească un ecou mai mare și ne creează și posibilitatea de a forma ansamblu de harpe, așa încât vă dați seama, dacă avem două expoziții care vor prezenta câteva zeci de instrumente, instrumente mari de concert, dar și instrumente celtice, vom putea să avem un ansamblu de harpe la deschidere. Va fi înaintea solistei principale, Chantal Mathieu, dar nu va dura mult, 15-20 de minute, și va fi un ansamblu de 25 de harpe. Așa estimăm noi. O altă noutate este un workshop pe care domnul Pafalvi Ferenc din Ungaria o să-l susțină duminică 28. E un luthier cunoscut, după este un luthier foarte bun din Ungaria. El face harpe micuțe, fără pedale, așa numitele harpe celtice, și va ține un workshop în care va arăta harpiștilor cam cum se pot face reglajele, acele reglaje exterioare, deci nu intri în instrument ca un specialist, dar acelea care se pot face și de către harpiști. Pentru că nu ai un luthier lângă tine, un reparator, și atunci unele mici reglaje le pot face și harpiștii. Eu cred că el se va orienta pe acest capitol. Există în țară luthieri care construiesc harpe? Nu există niciun specialist în construcție sau în repararea instrumentelor, așa că ori de câte ori avem nevoie, și avem nevoie cel puțin o dată pe an de niște reglaje, în toată lumea așa se procedează. E un instrument care are nevoie de reglaje în fiecare an, cel puțin o dată, și atunci chemăm din străinătate pe cineva. Destul de complicat. Este. Când eram eu tânăr, student, bunoară, în perioada aceea, existau chiar doi oameni care reparau foarte bine. De ce credeți că au dispărut? Păi trebuie să te învețe cineva și să fii și motivat, să ai pasiunea asta. Și acum probabil că nu s-a găsit nimeni. Sunt zeci de ani de când nu avem. Vedeți, poate e legătură și cu popularitatea, cu atractivitatea instrumentului. Dacă ar fi un instrument așa de popular cum este în unele țări europene, vezi cele din Marea Britanie, Franța, poate că am avea mai mulți harpiști, nevoia de a se construi instrumente și repara, regla ar fi mai mare, și atunci am avea și specialiști în domeniu. Mi-e greu să spun exact de ce nu avem, dar e nevoie. Spuneți-mi, ce loc ocupă harpa în programele de concert? Cumva, dacă nu periferic, de o importanță secundară. Și asta nu este doar la noi, în toată lumea. Dacă vă uitați în stagiunile de concerte de oriunde, o să vedeți că se cântă ca și la noi, ca instrumente soliste în concertele simfonice, mai ales la vioară,
pian. Mai apar și alte instrumente, violoncelul este de asemenea un instrument care cântă destul de des, dar după aceea este o mare distanță până la eu știu, apariția altor instrumente. Avem foarte rar concerte de orgă, de instrumente de suflat, de harpă. Ori e păcat când dai o paletă așa de frumoasă, de bogată și de expresivă de instrumente, să ai stagiuni în care 90% cântă numai vioara și pianul. Așa încât v-am răspuns, harpa este din aceste multe instrumente capabilă să cânte solos, ca instrument solist foarte frumos, dar care, vedeți, având și ușorul dezavantaj cum că nu e foarte cunoscută, că are oarecare limitări din punct de vedere tehnic al construcției, ajunge mai greu pe scenă. Este încă un motiv pentru care noi, harpiștii, ar trebui să ne zbatem mai mult ca să facem cunoscut și a zice să depășim și această mentalitate cum că harpa nu este un instrument solistic, sigur, nu e cât pianul și vioara. Dar are locul ei, poate foarte bine să cânte ca instrument. Depinde cine o cântă, nu? Și să Correct. Depășim și sau să ne luptăm mai degrabă cu acele mici imperfecțiuni tehnice ale instrumentului care o fac cumva să șadă în rândul noi și nu în primul rând al instrumentelor solistice. Dar asta e o chestiune care se rezolvă. Mari soliști la harpă, reușesc să cânte așa de bine încât nimeni nu se întreabă pe scenă dacă ce caută ăsta aici sau să zică, păi da, nu cântă ca un violonist sau ca un pianist. Adică limitările instrumentului nu se mai văd. Asta înseamnă să fii cu adevărat profesionist și artist. Eu sunt convins că harpa, alături de alte instrumente care nu sunt în linia întâi, să spun așa, au locul lor bine definit într-o orchestră, în muzică în general. Vă urăm mult succes în organizarea, sau, mă rog, sunteți pe ultima sută de metri în organizarea festivalului și vă ținem pumnii și în continuare. Mulțumim foarte mult, vă invităm la festival și la expoziție și spuneați că suntem pe ultima 100 de metri, da, dar este 100 de metri foarte importantă pentru că acum trebuie să facem publicitate, promovarea instrumentului și a festivalului, mai bine zis, și vă mulțumim încă o dată pentru că ne ajutați și iată în promovarea festivalului și a expoziției și de aceea vă rămânem recunoscători. Maestre, noi vă mulțumim, mult succes! Mulțumesc!